La data de 17 iulie, în jurul orei 17.30 de minute, polițiștii secției 4, Poliție Rurală, Ileanda, au oprit în trafic un autoturist care circula pe drumul comunal 39, prin localitatea Poiana Blenchi, condus de un bărbat de 50 de ani. Din verificări s-a stabilit că acesta nu posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La aceeași dată, la ora 23.20 de minute, polițiștii secției 1, Poliție Rurală, au oprit în trafic pe drumul Național 1H, în localitatea Crișeni, un autoturist condus de un bărbat din localitatea Poarta Sălajului. Bărbatul nu deține permis de conducere, iar autorizația de circulație era expirată din data de 2 decembrie 2019. O zi mai târziu, în 18 iulie, la ora 17.12, și 12 minute, polițiștii din Cehusilvania au depistat un bărbat de 43 de ani din județul Maramureș, care se deplasa cu tractorul prin localitatea Ulciug, care morca nu era înregistrată în matriculată. Seara, tot în data de 18 iulie la ora 20 23 de minute, un șimlean de 54 de ani a fost depistat în trafic, în timp ce conducea autoturismul pe strada Horea din Șimleu, Silvaniei, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu alcool testul a evidențiat o alcoolemie de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. O altă faptă de alcoolemie a fost constatată și de polițiștii Secției 7, Poliție Rurală în Ușfalău, duminică 19 aprilie la ora 18 și 20 de minute. Mărba din Bihor a fost identificat de polițiști pe drumul județean 109 p între localitățile Ip și Zăuan, în timp ce conduceau toturismul cu alcoolemie de 0,78 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La aceeași oră, polițiștii din cadrul serviciului rutier au depistat pe raza localității Sărmășag un tânăr de 28 de ani, iar din verificări s-a stabilit că mașina era radiată din circulație din data de 15 iulie 2020. Ultimul dosar penal a fost întocmit de polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Crasna. Un bărbat de 46 de ani din Comuna Crasna a fost depistat în timp ce conducea autoturismul prin localitate cu alcoolemie de 1,16 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale, iar la finalizarea cercetărilor acestea vor fi înaintate la unitățile de parchet competente cu propuneri legale.